Am revenit la știri cu o informație de ultimă oră. O femeie a fost înjunghiată de soțul său, cu care se afla în divorț, chiar în fața primăriei din localitatea Belceș din Iași. Potrivit poliției, înainte de a o înjunghia, bărbatul ar fi alergat-o prin curtea primăriei. Sunt detalii absolut halucinante despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Paul Ciurar, colegul meu, este alături de mine cu mai multe informații. Paul, te ascultăm. Bun găsit. În această dimineață, cei doi soți au mers la sediul primăriei din Belcești pentru a semna divorțul administrativ, un divorț amiabil, fără să mai treacă prin tribunale, după ce între cei doi au fost un lung șir de neînțelegeri. Doar că în această dimineață soțul s-a răzgândit și nu a mai vrut să semneze, a venit înarmat cu un cuțit, iar în momentul în care au ajuns în fața ofițerului de stare civilă, a început scandalul. A fugărit femeia prin curtea instituției, dar și prin interiorul primăriei, reușind să o prindă și să o lovească de mai multe ori cu cuțitul. Am înțeles din primele informații, sunt mai multe răni în zona toracelui și abdomenului. La fața locului au fost chemate mai multe echipaje de intervenție. Femeia primește îngrijiri medicale și este transportată spre un spital din Iași. Bărbatul a fost reținut. În clipa de față se fac cercetări la fața locului pentru să stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, însă cel mai probabil vorbim de o agresiune, iar bărbatul va fi acuzat pentru aceasta.